Astăzi este Vinerea Mare sau Vinerea Neagră, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Femeile și-au jelit astăzi morții și au aprins lumânări la morminte, iar copiii au adunat flori și le-au adus la biserică. Ultima vineri din postul Paștilor, Vinerea Patimilor, se mai numește și Vinerea Seacă. Fiindcă e zi de post negru, nu se mănâncă și se bea doar apă toată ziua. Vinerea Mare e zi de mare doliu a întregii creștinătăți, fiindcă în această zi a fost răstignit și a murit Mântuitorul Lumii. În Vinerea Mare, Sfântul Epitaf se scoate în mijlocul bisericii și toată lumea trece pe sub el, până în după amiaza zilei de sâmbătă. După cântarea prohodului Domnului, tot soborul înconjoară biserica, iar Sfântul Epitaf este așezat apoi pe masa din mijlocul bisericii. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări și jelesc morții. Preotul împarte florile aduse, care sunt apoi puse acasă la icoane. Vinerea Mare reprezintă momentul sacrificiului suprem, momentul în care Iisus Hristos este răstignit pe cruce și își oferă viața pentru mântuirea lumii. Răstignirea Domnului este pe timpul sfânt, timpul mântuirii, în care Hristos își oferă umanitatea ca jertfă în locul umanității păcătoase, și momentul în care își încredințează sufletul său unit cu dumnezeirea Tatălui Ceresc. În același timp, Vinerea Mare este, reprezintă și momentul în care Hristos îl asigură pe tâlharul răstignit de-a dreapta sa, de faptul că din acel moment va merge cu el în rai, tocmai pentru că acela și-a asumat păcatele și le-a recunoscut și a realizat faptul că Iisus Hristos este nevinovat și este mai mult decât un om. Vineri, în ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, nu se ară, nu se seamănă și nu se sădesc pomi, întrucât aceștia nu vor rodi. Femeile nu au voie să coacă, să coasă, să țeasă, să spele rufe sau să toarcă. În unele zone ale țării se afumă cu tămâie pomii și casele, pentru a le oferi de animalele sălbatice, de trăsnete, de boli și de unători.